Apa caldă de consum va fi întreruptă în 9 octombrie de la ora 8 până la ora 13, la punctul termic 38 pentru remedierea unei defecțiuni tehnice, apărute la rețeaua primară de termoficare a municipiului Timișoara. Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor Constantin cel Mare, parțial, Holdelor, Martir Alexandru Chiorășii, Martir Ioan Măriuțac, Constantin Redulescu, Motru, Pomiculturii, un total de 22 de branșamente. La finalizarea lucrărilor, apa ar putea fi tulbure pentru o scurtă perioadă de timp, așadar Aquatim vă recomandă să nu o folosiți în scopuri menajere până la limpezirea ei.